Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, astăzi încercăm un nou joculeț și anume Odd Sparks and Automation Adventure. Este un joc ce se seamănă foarte tare cu Factorio sau cu Satisfactory, așa că dacă sunteți pe nișa asta de jocuri, cu siguranță o să vă placă. Și după cum bine puteți observa, este și un joc super drăguț ca design, deci clar o să fie ceva foarte, foarte drăguț și de urmărit. Așa că hai să nu mai pierdem timpul, da și voi micuți dacă colșați, să vedem care este treaba. Oh, ne putem alege caracterul aparent. Dăm și așa randomize pe aici să vedem ce Dumnezeu se petrece. Îl păstrăm pe acest caracter rozaliu și cred că ne ajunge. Save and close. New game, village name. Hai să vedem un nume aici așa foarte frumos. Satul nou. Ăsta era pe lângă mine până să team eu. Ia, ce ne dă să facem pe aici? Stai curios să vedem cum funcționează. Are și multiplayer. Bă, băiatule, dar ce faci în jocul ăsta pe multiplayer? Ok. A, și asta e caracterul nostru. Ce zi frumoasă și calmă. Și visam la aventuri și la tot felul de nebunii. Când dintr-o dată am auzit o mare explozie și ceva bubuit. A bubuit WC-ul ăsta de lângă noi. Fără mișto. A, ne mișcăm așa. Trebuie să reparăm acest shed. Ok, l-am curățat, nu că l-am reparat. Ok, putem muta camera. Asta e drăguțel. Zoom in, zoom out. Bun. Păi și când începe să automatizăm chestii? Eu complete your first quest. Open map. Și caută Woodsman, care este sus. Să știți că acopăr doar un compas aici. Adică e singurul lucru de UI pe care o să-l vedeți. Pe care nu o să-l vedeți de fapt. E doar un simplu compas. Nu-ți arată nimic special. Ok, am venit aici. Accept and pin. Și trebuie să facem rost de lemne. Lemne pe care le luăm de aici. Craft. Ah, deci i-a apăsat. 2, 3, 4, cred că 5 îmi trebuiau. 30 pe minut? Nu vrea, mi se pare că sunt 30 pe minut. Gata. Și vreau să le iau inventory. Gata. Deliver. Ah, gata. Mă, ce? Ai, bă, bune. Pe bune. A, uite, mă, că-l pui să facă și automat. A, nu face automat, în fine. Băi, ce țacă mi-a luat. N-are cum. N-are cum. Ok, 5 bucăți. Click dreapta, le-am luat. Păi și cum le livrăm? A, uite, mă, pe jos. Gata, mai că am rezolvat. Saw timber. Stai, mă, să iau să de aici, că nu trebuie asta. Bun, deci mi-a tăiat ăsta și acum cred că putem crafta chestia salt. Putem crafta un shed. Că nouă asta ne lipsea de pe aici. Ia, uite, shed-ul. Putem pune unde dorim noi. Bun. Avem shed-ul. Acum ce trebuie să fac? Trebuie să vedea că cineva are un quest. Divine Researcher. Deci, ok, cineva are... Are quest pentru noi. Cred că o să doresc mult și bine să ajungem în punctul în care să automatizăm chestii. Ok, ce vreau să-i facem? Examine the village monument aici în stânga. Deci noi practic trebuie să o luăm pe aici și cred că de acolo mai descoperim noi alte lucrușoare pe care le putem crafta. Examine. Ok, trebuie niște chei. Asta e altă manevră pe care trebuie să o rezolvăm. Opa! E acest domnul researcher? Cum stă treaba? Activate the village monument. Păi mi-a dat el cheile? Nu mi-a dat nicio cheie. Spark key. Înseamnă că stai că mai avea asta ceva să ne dea atunci. Stai să zicem ce zice bobița asta mea. Open. N-avem. Aaa, trebuie să găsim niște ancient shrine-uri. Giant tree, old mineshaft. Deci trebuie să mergem într-un old mineshaft, trebuie să găsim un shrine acolo și trebuie să rezolvăm și misterul. Ok, nu-ți arată nimic special pe aici, așa că o să dăm pe ideea asta.
Intrăm într-un mineshaft. Să vedem aici ce rezolvăm. Mi arată pe hartă, uite și shrine. Și niște minioni pe aici. Examine, accept pin. Wooden log. Nu poți să tai. Nu poți craftezi decât shed. Și să-ți găsim și niște sharduri pe care nu știu unde le găsim și pe astea. A, uite aici. 5 loguri, nu? 5 loguri și un cristal. Hai că avem. Avem materiale. Și cred că de aici ne automatizăm lucrurile. Fii atent. Complet. A, uite mă, că acum au apărut porcările astea mici. Activate spark 1. Throw spark. Aim mode. Ah, și el se duce să taie copacul sau ce face? A, e ca Pikmin aproape. Așa mă, și asta mic cred că poate să-l taie, da. Uite mă, ce drăguț e făcut, fără mișto. Ia uite-te la el. Uite cum încearcă. Uite-te cum încearcă. Ok, din nou. Dă-i. Cum își dă silința? Îmi place de el. Craft a Stumpy Spark. A, craft. Nu pot. A, îmi trebuie de-astea. A, deci chiar trebuie să-ți ia apăsa pe ăsta. Am crezut că merge. A, și să mai crezi încă un pitic de-asta și pe care. Și pe ăsta îl pui după aia la o treabă și tot așa, știi? Îmi place ideea. Bun. Mai avem un pitic care de-asta. O luăm. Acum avem doi pitici de astea. Acum ce facem? Fill a spark slot in the stumpy. Stump slot aici. Ok, l-avem. Ba nu, nu e asta. A, spark slots. A, și îi tai automat, presupun. Ok, e un pic dubios până când te prinzi, dar e foarte nice. Chiar nu vă mint, e o idee și un concept ceva destul de diferit față de ce mă așteptam să fie. Deci mă așteptam să fie o chestie atât de atât de bază ca în Factorio. Acum am un chef nesimțit de a mușca Factorio fără mișto. Eu o să deschid după ce filmez acum. Activate Village Monument. Pentru că ne trebuie Spark Key-ul. Pe care nu l-am. Cred că trebuie să iau un de-ala. Hai, cred că trebuie să fi luat un căcățel de la mic cu mine. O să le-au pur înapoi de acolo că... I-am lăsat de izbeliște. Amândoi, îmi trebuia numai unul. Bun, unde-s prietenii mei? Uite aici. Dăm și ăsta, dăm-i un de-asta. Că nu trebuia amândoi. Stumpy Spark, cred că asta e ce putem folosi, nu? Că n-am nicio cheie specială. Ok, și ne mergem la Village Monument. Care? Far away. Nu merge. S-o craftez? Nu avem cum s-o craftăm. A găsit tufe. Stai, cred că trebuie să vorbim cu asta. Ia, hai să vorbim de fapt cu asta. Asta s-ar putea să ne ajute cu ce trebuie mie aici. Hai, e un el. Never mind. Deliver logs, deliver stone și stumpy spark de-astea. Ok, logs-urile le facem lejer de aici și văd că data asta le facem mult mai repede.
Dom să fie acolo, nu, nu ne agităm prea mult. Încă puțin. Și gata. Ok, avem de-astea așa odată. Îi dăm niște bușteni. Stone. Avem oare stone? Nu avem stone și Stampy Spark. Deci să mai craftăm încă un Stampy Spark. S-ar putea să venim aici. Că pe aici cred că sunt și pietrele. Mamă, dar e complicat rău de tot să pornești distracția în jocul ăsta fără mișto. Mi-a crezut că o să fie puțin mai simpluț așa. Stai așa să-l pun pe ăsta să facă treabă. Până una alta mui de pietre că avem aici. Mamă. Și asta o sunetul de Minecraft. Asta e vreun corp de la creaturile astea, fii atent. Ce drăguț să mi le aduce ăsta micu pe toate. De pup, piticanii, cât avem? 5 pietre ne trebuie, uleu. Cam multă muncă. Bun. Avem ăsta așa și trebuie să mai facem un sparky de-asta. Au, îmi trebuie 5 bușteni. Hai mă, așa că e gata treaba. Rupe aia. N-avem destui bușteni. Oricum trebuie doar un sparkit ăsta să facem. Hai piticule, hai, dă-i cu tupeu, dă-i cu tupeu. Așa mă, gata. Ah, și ăla ne ajută oare să facem mai repede? Că văd că la... Bine, mai aveam pe ăla, puteam să-l furăm dacă era așa. Tot e ceva să craftăm chestiile astea, am crezut că o să fie mult mai rapid. Dă-i. Mamă, dar tragem. În sfârșit, gata. Avem doi sparkis de ăștia. Ca să-i ducem în partea alta, avem și pietrele și putem progresa cu misiunea pe care avem noi. Perfect. Bă, chiar mi se pare foarte... foarte drăguț ăsta. Chiar mi se pare foarte drăguț cum e jocul făcut așa. Niște pietre și sparkiți. Ne-am completat și quest-ul. Nu pot să mai am nimica. Ce zicea logger? Bă. A, harvester. A, și ăsta ar trebui să-l facem, cred că, afară acolo. Ok, păi atunci hai să-l facem. A, și cred că încetul cu încetul ajungem să ne facem rost de sparky-ul ăsta de care avem nevoie. Uite, magic item, leaves și alte drăcii. Oh, asta are quest pentru mine. 3 sparkits. De acum începe grind-ul, fiți atenți. De acum începe grind-ul, băieți. Deci mergem aici, craftăm ăsta. Și acum... avem lemne. Cred că ne putem crafta ăsta, cum se cheamă. O să ne facem mai mult sparkits de aia să-i avem. Gata. Avem de ăștia, dar nu mai am cristale. Ah, da, am fix de 2. Mamă, ce durează fir ar să fie. Vai, deci chiar durează foarte mult. Mamă. Dă-i. Mamă, ia o tonă. Ia o tonă rău de tot. Și... bun, gata. Face singur? Cred că îl face singur. A, da mă, uite că îl face singur dacă îi dai cu ăsta. Stai să-l ajute. Mă, fiți doi. A, uite mă, că mult mai rapid așa. Ce aveți? Ok, și luăm și pe ăsta. Trebuie 3 sparkits.
Deși parcă aș mai face extra. Mai am cristal? Nu mai am cristal. Să facem nu știu de cristal. Hai să ducem pe să vedem ce ne dă quest-ul. Stare curios și de aspectul ăsta totuși. Dacă ne mai dă ceva sau nu. Dar încep să înțeleg de ce îți cere chestii, adică de ce ai ajunge în chestia asta de automatizare. Că mi se pare că cu fiecare quest îți cere din ce mai mult. The logger, connect the logger to Stumpy Spot. Cum conectez asta? Ia stai un pic. Bă, băiatule! Stai un pic, bă. Asta să fie legătura? Da, bă, cred că asta e, uite. Mm-hmm. Ce faci drumurile? Throw stampy on the path. Păi stai că trebuie să faci niște stampy, că nu prea merge treaba. Și n-am nici cristale. Trebuie să mai căutăm cristale. Uite de aici, domnul, niște cristale. Am niște cristale din chestiile astea. Bun, nu cred că am bușteni încât să craftez, dar e ok. Ceva în cristalele, mai trebuie niște bușteni. Buștenii nu știu acum cum o să-i luăm. Ah, never mind, eu prost. Uite, răspuns. Ah, dar poți să dai și la distanță. Mamă, dai ceva range și tai repede. Ok, dăm ăsta aici, craft. Ah, dar a rămas randamentul, vedeți? A rămas randamentul de că am avut 2 sau cine știe. Cred că dacă automatizez, zice exact chestia aia, știi? Mm-hmm. A, nu mai am bușteni. Bun, și acum dacă iau sparkit-ul, l-activez. A, și-l arunce așa. Dar trebuie să asignez un sparkit aici. Ok, nu cu ace. Îl iei pe ăsta, îl activez acolo. Așa, mă, și s-a automatizat situația, uite-te. E, altă viață, mă. De acum începe jocul, băieți. De acum începe jocul, ce vorbești? După ce mai craftăm și un sparky de ăsta, o să vedeți. Trebuie să avem minim 3. Gata, mă, pornește jocul, fiți atenți aici. Și o să facem și mai mulți de ăștia ca să avem să ne iasă pe nas. Să fie perfect. Direct așa, am pus aici. Pom astea, dăm. Ce asta face? Aia zic, mă. Greuț așa la început până una alta, dar uite că ne prindem. Și când o să facă stampiul ăla, luăm și îl punem aici și ăsta o să meargă pe drumul să rezolve tot. Eu și eu ne simțile astea de lemne dacă tot le avem aici, nu? Mă, de chiar e super drăguț joc, îmi place și grafica și totul, adică chiar e de ăsta așa care să te pună puțin la muncă. Atât, avem sparkit-ul. Asta dă-mi-l aici. Du-te pe drum. Așa cu el transportă lemne. Perfect. Cred că ar trebui să distrug drumul ăsta. Că prea se învârte aiurea, sincer. A, oricum face drumul ăla, nu mai contează. Ok, am luat sparkit-ul. Îl băgăm aici la treabă. Să crafteze sparkis de ăștia, stampi spark de ăștia de lăsar capace și să mai punem unul sus acolo. Ca să descurce mai bine. Și să stea informații extra. Am ieșit și pe ăsta. Bine, deși nu cred că am nevoie de doi acolo, că e plin asta. Mamă, dar ce repede trage. Nu, 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 hai că nu ne trebuie așa mult. Da, e prea repede și nu trebuie. Putem pune aici. Săracii nu dau randament. Ia mai pune unul. Să fie doi. Să meargă situația și mai repede. E pe ei cum cară, mă.
drăgălașii de ei. Dar mai am cristale de le să le dau, adică trebuie să mă să mai iau niște cristale, stai un pic. Avem pe aici parcă. Sperăm că nu-s numai la, ba, cred că-s numai la corpuri de alea. Ar să fie poate pe aici. Nu. Nu-s de la cadavrele astea, așa trebuie să le luăm. Altfel n-ai cum, adică serios. Atât, perfect. Acum mergem să prădăm astea și acum o să aibă ăștia mai mult de rezolvat. Mă bloca minionul, legit. Gata, așa, acum au trecut la treabă ăștia. Ne dăm și celălalt parchet. Ia mă, dă să-mi activez și eu, ce Dumnezeu. Să avem aici schemă. Încă doi sparkits de mai trebuie. Și trăim quest-ul aluia. Dar cum, chiar foarte drăguț jocul ăsta și mă gândesc că pe aici te întinzi cu tot felul de mașinării și alte alea să-ți iasă schema. Încă unul. Merge să trăim quest-ul și după aia ce ne cere, că-s tare curios. Gata, aș de lăsăm aici să se descurce ei. Hai la Quartermaster să vedem ce zice. Acum că i-am făcut quest-ul, bă, dar chiar e nice. Mamă, și asta e doar un demo, deci gândiți-vă dacă ar fi și jocul full, câte chestiuțe cred că am avea de făcut. Dacă veți să încercați și voi, oameni buni, să știți că îl găsiți pe Steam. Demo. Ok, Saw Timber. Ah, uite ce-ți arată felul cum funcționează toate alea. Și de acum mă gândesc că urmează să... Da, avem quest-uri la alții. Dar, oameni buni, cam asta ar tot prin acest video. Am vrut doar așa să vă arăt joculețul ăsta care mi se pare chiar foarte, foarte drăguț. Așa că dacă vreți și voi să încercați, cum am spus mai devreme, îl găsiți pe Steam. Și nu uitați să dați like, subscribe și comment și ne auzim data viitoare. Hai, pa, pa!